Directorii de deconcentrate au fost chemați la raport astăzi în cadrul ședinței prefecturale. Au fost dezbătute subiecte importante pentru județul nostru, însă unul care a generat discuții a fost chiar desființarea tot mai multor unități școlare gimnaziale din județul Mehedinți. Din datele culese în teren, afirmăm cu certitudine că sunt exemple de ordinul zecilor în care s-au desființat unități școlare gimnaziale și nu care pe anul 1990 în coborând în perioada ante, preponderent din mediul rural. În situația dată, se impune ca reprezentanții arhivelor mehedințene să desfășoare la aceste instituții controle cu frecvență ridicată. Situația prezentată de către Direcția Județeană de Arhive a generat discuții la ședința de colegiu prefectural. Dispariția tot mai multor școli gimnaziale din județul Mehedinți a fost unul dintre subiectele dezbătute. Aș dori, dacă există cadrul legislativ, aceste sancțiuni să nu se aplice neapărat școlilor, ci pe persoană fizică. Cine este vinovat, directorul, secretarul, este posibil așa ceva? Sigur că da. Bun, s-o dați pe persoană fizică, pentru că atunci vor simți și ei. Da? Sigur că da. Pentru că școala are, într-adevăr, bani proveniți din diferite surse de finanțare, de la bugetul ăsta, de la autoritatea locală, dar nu este corect pentru greșeli manageriale să se plătească din acești bani. Să le dați pe persoană fizică. Iar discuțiile au continuat. Este sigur că nu dumneavoastră verificați prezența directorului școală. Categoric? Da, păi atunci de ce a spus aici? Haideți să terminăm. 3. Dacă directorul pleacă din școală, nu pleacă fără aprobarea inspectorului școlar general prin Consiliul de Administrație existent la perioada pe care ați menționat-o, 29 octombrie 2018. Deci un director, când are un proiect, are probleme personale sau medicale, depune la inspectoratul școlar o cerere care trece prin Consiliul de Administrație. Dezbătute au fost și subiecte ce privesc fondul forestier sau activitatea capitaniei zonale.